Doamne și domnule, bine ne-a regăsit. Asta este o înregistrare pentru că nu sigur de internetul ăsta de pe aici. Ce vreau să-ți arăt? Am descoperit prin hârțoagele mele un document. De fapt, document i spune astăzi pentru că e din epoca interbelică și arată niște lucruri. Arată cum poate o familie să -și gestioneze bugetul. Bă, și acolo sunt cheltuielile de la încălzire până la împrumuturi de la rude sau la rude, de la imposte și taxe până la încălțările copiilor și m-am gândit, bă, uite dacă ai noștri guvernanți, ăștia socialiștii, ar fi avut vreodată acces la un document ca ăsta, îl vezi acum, mă poate ar fi înțeles și ei că banii omului sunt atâția cât sunt. Nu poți face dintr-o broască vacă, pentru că asta au făcut șmecherașii ăștia și asta fac de 100 de ani socialiști. Știi că un prim-ministru britanic, Margaret Thatcher, zicea, domnule, socialiștii au o problemă fundamentală. Ei mereu mizează pe banii altora. Nu mizează pe banii lor, nu, pe banii altora. Să așteptăm să facă ăia cu inițiativă niște bani ca, noi putem, ca să putem să-i luăm și să împărțim împărțăm la aia care nu știu, nu vor și nu interesează să facă bani. Ăsta este socialismul. În documentul ăsta interbelic, eu am văzut niște lucruri foarte faine. Pur și simplu poți să-ți ordonezi bugetul, poți să-ți dai seama cât de mare trebuie să fie sau poate să fie plapul mai să te întinzi și dacă asta ar fi aplicat acum, principiul ăsta, ar fi aplicat la bugetul de stat al României, eu îți garantez că ne-ar fi de 10 ori mai bine și am fi de 10 ori mai unești. Pentru că n-ar mai putea să vină nimeni și să spună, domnule, dăm la pensii, dăm la salarii. Sigur că la pensii dai 50 de lei sau 100 de lei și la aia cu pensii speciale mai dai câte 10.000-15.000 lei. La fel faci cu salariile. Noi mărim salariile. De unde măresc salariile, tată? Că nu există o, o imprimantă uh, fantastică, o imprimantă de-a din poveste care să-ți facă mii de lei sau zeci de mii de lei pe lună. Nu. Ei plătesc salariile celor care muncesc la stat. De unde iau bănuții? De la aia care se chinuie la privat. Aia care nu dor nopțile, care trebuie să-și plătească impozitele, la care le pleacă muncitorii, la care le vin muncitorii, aia care pur și simplu vând afacerea câteodată și pleacă în străinătate să ducă o viață normală. Cum funcționează șmecheria socialistă? Au dat ăștia, și îți dau un singur exemplu, Ordonanța 114. Ordonanța 114 a deschis larg ușa pentru importul de gaz rusesc. Noi importăm oricum cel mai scump gaz rusesc din Europa. Ca să nu urle poporul că vai că ne vinzi la ruși, deși a existat spus în față lucrul ăsta de reprezentanții unor companii, ăsta de la guvern, da? au început să se miaune socialiștii. Domnule, știi, de-aia e esențială chestia asta că noi de aici mărim salarii. Pentru că trebuie spus, tovarășul Orlando Teodorovici, este mare și tare în staful unei bănci de investiții, unei bănci rusești. Mă, nu e un proces de intenție. Sunt o mulțime de ruși în bănci englezești, probabil o mulțime de englezi în bănci rusești, o mulțime de americani în companii nu știu de unde. Nu, asta, e, asta nu e un proces de intenție. Însă, nu poți fi membru în staful unei bănci străine când ești totuși ministru de finanțe al unei alte țări. Adică discutăm despre Orlando Teodorovici, ministru de finanțe al României, membru în staful unei bănci rusești. Și vine ordonanța 114 dată de Orlando, ordonanță care deschide calea importurilor de gaz rusesc. Repet, îl mai scump gaz rusesc din Europa îi pentru români. În momentul în care s-a pus problema, hai să mai radem toate porcăriile alea din uh, ordonanța 114. Au sărit imediat socialiștii. Domnule, dar nu mai sunt bani pentru salarii și pentru pensii. Ce ne facem? Pentru că asta e marota lor. Pe de o parte, fac un buboi atâta în țară și pe de altă parte, ca să nu cometeze poporul, vin și spun, domnule, dar noi de aici vă plătim, vă dăm bani, vă dăm pomeni, vă dăm pită cu dulceață, vă dăm pită cu franzelă. Asta este șmecheria pe care o fac nenorociții ăștia de socialiști. Și într-o țară din Est, după decembrie 89, după 89 practic, da, socialismul trebuia interzis. Pentru că la câte victime au făcut nazismul, tot așa de multe victime, poate și mai multe au făcut socialismul Pește Prăjit, venit din Uniunea Sovietică. Dacă ei au fost interziși, naziștii, să fie interziși și socialiștii. Țările din Est scăpate de sub papucul sovietic nu aveau nevoie pur și simplu de socialism. Măcar 20-30 de ani socialismul trebuia interzis. Știi de ce? Pentru că noi aveam nevoie să refacem cultura antreprenorială. ADN-ul ăla prin care devii curajos să investești, prin care pur și simplu zici, lasă-mă că fac pe munca mea. Nu stau la stat să-mi dea pomeni și nu dau telefoane să mă angajeze la stat. De aia nu avea ce căuta socialismul, mai ales într-o țară ca România, pusă la pământ de chiar socialiști. Însă noi am fost așa de tântălăi, încât după ce l-am împușcat pe Ceaușescu, am ales un unul care îi aducea ca un câine de la de aport, nu? Urla a porce să aduce a L-am ales pe Ion Iliescu. Cred că singura șansa noastră este ca generația care vine să ne privească în ochi și să ne spună Bă, părinților, să vă fie rușine. Poate așa ne vindecăm. Ne vedem.